Bună ziua tuturor, vă mulțumesc că ați venit la această conferință convocată pentru astăzi. Am optat să facem o conferință astăzi, întrucât săptămâna viitoare va fi una destul de aglomerată și să vă mai aducem la cunoștință câteva din activitățile în care Primăria Municipiului Roman este implicată, cât și să vorbim despre deschiderea noului an școlar, astfel încât toți cei implicați să aibă cunoștințe cât mai multe legate de ceea ce urmează a se întâmpla în perioada imediat următoare. Vreau să vă informez în primul rând în legătură cu stadiul lucrărilor la sensul de girație, Poarta Nord, acolo unde în cursul zilei de azi se va finaliza tot ceea ce înseamnă marcajul rutier provizoriu pentru perioada următoare, iar începând de mâine se va lucra la conturarea sensului de girație, practic propriu-zis a pastilei, unde vor începe lucrările efective de amenajare a acestui sens, fiind finalizate toate părțile adiacente și inclusiv turnându-se stratul de asfalt. Vom lăsa o perioadă sensul cu acele balize semnalizatoare, tocmai pentru a oferi șoferilor posibilitatea de a se acomoda cu acel sens de girație în zonă. Și după aproximativ o săptămână de probă, constructorul, mai bine spus, va începe lucrările propriu-zise de construire a pastilei centrale. Și pe strada Eternității s-a lucrat în această săptămână, s-au finalizat practic toate parcările laterale, s-au finalizat bordurile de chituit. În perioada aceasta, Societatea Municipală Locato Serv lucrează la montarea a circa 20 de guri de preluare a apelor pluviale pentru a elimina acest disconfort cauzat în cazul ploilor de staționare a apei pe carosabil. Și în cartierul Lipovenesc se lucrează, mai sunt circa 40 de metri liniar de finalizat pe strada Avram Iancu, e finalizată fundătura Crișan, inclusiv cu montarea gurilor de preluare a apelor pluviale și de săptămâna viitoare cel mai probabil vom intra și pe strada Nicolae Bălcescu. Și ulterior, încetul cu încetul, vom ajunge până în Ile Caragiale, care este, practic, punctul final al acestui obiectiv de investiții. În același timp, lucrăm și la amenajarea parcărilor de reședință, unde suntem antrenați pe două fronturi, pe de o parte cu echipa proprie din primărie, acolo unde am finalizat ieri parcarea din Dumbrava Roșie. Astăzi se va monta și gura de preluare a apelor pluviale după ce am turnat stratul de asfalt și vom mai avea de finalizat aleea de legătură dintre strada Dumbrava Roșie, această parcare care a fost amenajată, și cealaltă parcare care urmează a se finaliza săptămâna viitoare în spate la doi măgari. E prima dată mai avem de compactat zona aceea a parcării și undeva miercuri vom începe turnarea propriu-zisă a asfaltului plus completarea aleii de legătură cu Dumbrava Roșie. Iar celălalt program multianual de parcări continuă e pregătită pentru stratul de uzură parcarea de pe strada Smirodava, blocul 2, și
Alea Revoluției, blocul 15 și 17, iar pentru Binder e pregătită parcarea de la blocul 13, Alea Revoluției, astfel încât sperăm în cursul săptămânii viitoare și aceste parcări să fie finalizate. Am observat o confuzie care s-a creat în rândul cetățenilor și aș vrea să o clarificăm. E vorba de programul de asfaltări din cartierul Nicolae Bălcescu. E drept că s-au emis autorizațiile de construcții pentru efectuarea acelor lucrări, însă de la jumătatea lunii august, când noi am trimis către SEAP caietul de sarcini pentru organizarea acestei licitații, din păcate până în acest moment încă nu a ajuns nicio confirmare acestui caiet de sarcini pentru a putea merge la pasul următor necesar organizării licitației, drept pentru care practic așteptăm toate aceste proceduri birocratice să se încheie și în condițiile în care nu vor fi probleme deosebite și nu vom avea contestații, intenționăm încă din acest an să începem asfaltările, mai ales că, spre exemplu, strada Tinosului ne-ar permite să efectuăm asfaltări în acest an. Practic, ea este pregătită din punct de vedere tehnic să suporte această asfaltare și, sigur, începând cu anul viitor, să mergem mai departe cu celelalte străzi. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că acest proiect a fost scos la licitație în totalitatea sa, ceea ce înseamnă că nu vorbim doar de asfaltarea străzilor, ci și de configurarea trotuarelor și crearea rețelelor de preluare a apelor pluviale în zonă, tocmai pentru a nu crea disconfort locuitorilor din acea zonă. E o săptămână călduroasă, un sfârșit de săptămână călduroasă, se anunță o lună călduroasă, drept pentru care, spre deosebire de alți ani, am luat decizia ca la ștrand activitatea să mai continue până la sfârșitul acestei luni și sperăm ca cei care vor dori să se bucure de ultimele zile însorite și frumoase care pot permite a se face plajă în zona de bazine să ne viziteze. Și sigur, la sfârșitul sezonului vom face și un raport de activitate al acestui complex sportiv de agrement Moldova pentru a vă aduce la cunoștință rezultatele obținute în acest an. E o perioadă efervescentă și în ceea ce privește comerțul cu struguri în perioada aceasta. Și am luat decizia ca în acest an comercializarea strugurilor să se facă în bazarul din Roman. Mi se pare oportun să aducem la cunoștința romașcanilor interesați să achiziționeze aceste produse, că e o zonă mai accesibilă tuturor, o zonă din oraș. Condițiile de drum sunt foarte bune, am reparat strada viitorului și pentru comercianți cred eu că e o zonă mai bună, mai protejată, spun eu, în această zonă a bazarului. Ploile de săptămâna trecută au creat o serie de probleme la nivelul municipiului Roman, probleme determinate de rețeaua de canalizare din municipiu. Am avut o discuție la începutul acestei săptămâni cu reprezentanții APASERV de la Roman. Mi-am exprimat încă o dată nemulțumirea legată de acel dispecerat care nu este funcțional din punctul meu de vedere pentru zona Roman
Și nu numai dispeceratul în sine, cât și faptul că după ora 9 seara, compania județeană Apa Sers nu mai are personal care să deservească avariile care pot apărea pe raza municipiului Roman. Mi-am propus săptămâna viitoare să am o discuție foarte fermă și serioasă cu directorul acestei companii pentru a înlătura din aceste neajunsuri. Sunt foarte mulți cetățeni ai municipiului Roman care reclamă acest lucru și trebuie să luăm măsuri, să ne implicăm cu toții pentru a elimina din acest disconfort, astfel încât cei care plătesc serviciile oferite de Apa Sers să aibă parte și să le fie oferite servicii de calitate. Tot în această săptămână am discutat și cu colegii mei de la Direcția de Urbanism, unde am solicitat clarificarea situației juridice a ceea ce înseamnă trotuarele de pe lângă blocul galben, blocul albastru, de pe Roman Mușat, în spate de la, de pe strada Unirii, din spatele Casei de Cultură. Pentru a clarifica, vă spuneam, situația juridică a acestor terenuri și pentru că am întâlnit situații în care se pare la anumiți agenți economici, la anumiți proprietari, ar apărea și parte din terasament ca fiind în proprietatea lor. Vă spuneam că intenționez într-un prim an, anul viitor, să refacem parcarea de aici, de la Roman Vodă, să o extindem, să o modernizăm și în același timp să efectuăm și reparațiile la tot ceea ce înseamnă trotuarul superior dinspre spațiile comerciale, iar în situația în care vom identifica că sunt și proprietari privați, trebuie să participe și ei la aceste cheltuieli. Dacă nu, totul va cădea în sarcina primăriei. În ceea ce privește evenimentele la nivelul municipiului Roman, a fost o perioadă plină și urmează una și mai aglomerată. Anunțam și pe pagina mea de socializare faptul că săptămâna aceasta am avut o ședință cu directorii de școli, cu inspectorul școlar general, domnul Viorel Stan, pentru a gândi cum e mai bine pentru festivitățile de deschidere a noului an școlar. Eu am avut un punct de vedere pe care mi-l mențin. Argumentele în favoarea începerii anului școlar la aceeași oră în toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman sunt mai multe. Unul dintre ele a privit faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la școală să nu fie nevoiți să facă un efort foarte mare, să vină la servici, să plece la școală, să se întoarcă înapoi. Am zis că a întârzia o jumătate de oră la servici nu ar fi o problemă, în condițiile în care până în ora 8:30 se terminau toate festivitățile și copiii intrau la clase. Pe de altă parte, va urma, și știți foarte bine că în cursul școlii e o perioadă destul de aglomerată în zona școlilor, într-un anumit segment orar, între 8 fără 10 și 8 și 5, cam un sfert de oră, e o zonă, o perioadă aglomerată, în condițiile unui trafic care cât de cât este fluent, opririle nu sunt decât pentru a lăsa copiii la școală și mașinile pleacă mai departe. Ori în condițiile în care am aglomera la ore diferite și mașinile vor staționa, că părinții vor merge în școli, se va crea pe parcursul întregii dimineți de luni o aglomerație în preajma acestor unități de învățământ și am vrut să evităm și acest lucru. Și pe de altă parte m-am pus și
în pielea părinților care trebuie să aștepte anumite oficialități pentru a spune discursurile legate de începerea noului an școlar și unele unități de învățământ chiar unele nu au absolut deloc instalații de sonorizare, iar altele nu fac față pentru a acoperi întreg perimetrul, întreg careul în care sunt copiii. Și de aceea recomandarea mea a fost să înceapă, vă spuneam, la ora 8. Eu, nedorind să iau parte în mod oficial la nicio deschidere de an școlar, ci pe parcursul zilei dorind să trec pe la fiecare unitate de învățământ, să salut cadrele didactice, părinții pe care îi voi găsi, precum și copiii, și să le urez un an școlar cât mai bun. Primăria nu are competență în ceea ce privește programa școlară, în ceea ce privește calitatea actului educațional, în ceea ce privește orarul școlilor, drept pentru care acest atribut aparținând Ministerului Învățământului prin Inspectoratul Școlar General, fiecare unitate de învățământ a avut posibilitatea să aleagă o oră la care să facă această deschidere de an școlar și să invite, sigur, persoanele pe care le consideră cele mai reprezentative pentru a fi alături de ele la aceste manifestări privilegiuite de deschiderea noului an școlar. Nu aș vrea ca acest gest al meu să fie considerat ca o lipsă de respect la adresa cadrelor didactice, la adresa copiilor, la adresa părinților, ci pur și simplu așa am gândit eu ca și părinte. Vă spun sincer că e o atitudine pe care o am pur și simplu din calitatea mea de părinte și cum aș vedea eu mai bine lucrurile de partea cealaltă a baricadei. Sigur, repet, cu precizarea că după finalizarea manifestărilor prilejuite de deschiderea anului școlar de la Roman Vodă, unde eu voi participa, dar vă spuneam în calitate de părinte alături de fata mea care e pentru prima dată la Roman Vodă. După aceea mă voi deplasa împreună cu doamna viceprimar. Ne-am făcut un program de vizite în școli, acolo unde vă spuneam că avem de gând să ne întâlnim cu cadrele didactice și cu copiii pentru a le ura un început de an școlar și un an școlar cât mai bun, înțelegând importanța unei astfel de manifestări. Știu că pentru cadrele didactice e într-adevăr un eveniment deosebit, începerea noului an școlar, chiar dacă din punct de vedere al anului școlar, să spunem, acesta începe pe 1 septembrie pentru cadrele didactice, cursurile școlare urmând să înceapă pe 11 septembrie. Și în acest an primăria municipiului Roman a continuat acel program, te ajutăm să înveți. Vom aloca acele ghiozdane cu rechizite pentru copii. Situațiile ne-au fost comunicate de către școli și reprezentanții primăriei vor distribui aceste ghiozdane către copiii care au nevoie de aceste rechizite la începutul anului școlar. Dar, repet, fără ca acest lucru să se întâmple de o manieră oficială în cadrul unei festivități, ci pur și simplu fie la sfârșitul manifestărilor ocazionate de deschiderea unui școlar, fie ulterior la sălile de clasă. Astăzi, fiind o zi de sărbătoare, Sfânta Maria, vreau să urez în primul rând tuturor sărbătoriților zilei la mulți ani.
multă sănătate și să aibă parte de o zi cât mai frumoasă alături de cei dragi. Și dacă tot a fost zi de sărbătoare, am profitat de acest lucru și împreună cu doamna viceprimar am fost la Casa Bunicilor, acolo unde am avut 5 sărbătoriți, de fapt 5 sărbătorite, toate 5 doamne, și le-am înmânat câte un buchet de flori, câte o felicitare care să le aduc aminte de această zi. Am și dansat împreună, am și cântat împreună, ne-am bucurat împreună de această frumoasă zi de sărbătoare și mi-a făcut o reală plăcere să fiu alături de bunicii noștri. Însă sărbătoarea nu a durat prea mult, a trebuit să ne întoarcem la muncă. Am participat de la ora 11 la ședința tehnică ocazionată de cele două partide care au loc astăzi și mâine la Roman, în compania formației Grude din Bosnia-Herțegovina. Am stabilit detaliile tehnice pentru organizarea acestor două partide. Vreau să vă anunț că la sfârșitul celui de-al doilea meci, practic, deci mâine seară după cel de-al doilea meci, vom organiza și o conferință de presă oficială, acolo unde vă invit pe dumneavoastră jurnaliști din Roman și nu numai, pentru a adresa întrebări antrenorilor celor două formații și câte o jucătoare de la fiecare echipă. Pe lângă aceste activități cultural-sportive, vreau să vă informez că mâine voi fi prezent la Târgu Neamț, acolo unde, alături de alți primari din județ, dar și din Moldova, vom susține ca în bugetul de anul viitor să fie alocate și sumele necesare începerii lucrărilor pentru realizarea autostrăzii Iași-Târgu Mureș, o autostradă foarte importantă pentru zona Romanului și pentru Moldova în ansamblu, pentru că o autostradă, cred eu, este imperios necesară pentru dezvoltarea Moldovei. Ne-ar ajuta foarte mult pentru a reuși să atragem investitori în zonă și în același timp și pentru noi ca șoferi, ca și turiști, să ne legem mai ușor de cealaltă parte a României. Și săptămâna viitoare, vă spuneam, este plină de evenimente, pe lângă deschiderea anului școlar. După cum bine știți, 14 septembrie reprezintă o zi importantă pentru municipiul nostru. Vom primi vizita unor importante personalități, atât medicale, dar și culturale. Academicianul Bălăceanu Stolniș va fi prezent la Roman, alături de medici de renume, cadre medicale inclusiv din Roman ni s-au alăturat acestui demers pentru a monta acea placă comemorativă pe casa cunoscutului profesor academician Constantin C. Iliescu. În acest sens, primind vizita, vă spuneam, a foarte multor personalități care și-au arătat recunoștința față de autoritățile publice din Roman pentru această inițiativă și când vom avea mai multe detalii, vă vom invita și pe dumneavoastră pentru a fi prezenți la acest eveniment deosebit. Tot începând de săptămâna viitoare, au loc două concursuri la nivelul primăriei municipiului Roman, concursuri mai importante și aș vrea să vă dau câteva detalii legate de acestea. În primul rând vorbim despre concursul legat de postul de director de la Clubul Sportiv Municipal Roman, acolo unde s-au înscris două persoane,
Așteptăm ca în urma acestui concurs cea mai pregătită, cea mai bună dintre acestea să vină să completeze echipa pentru a putea duce mai departe proiectele în care suntem implicați și să punem în practică ceea ce ne dorim să facem începând din sezonul viitor în tot ceea ce privește activitatea acestui club sportiv. Și de asemenea, tot în această perioadă s-a finalizat și analiza dosarelor depuse pentru postul de director de la Poliția Locală, acolo unde de asemenea s-au înscris două persoane și mă bucur acest lucru că acolo unde este concurență va fi și evoluție și progres și dezvoltare. Și de asemenea aștept ca această echipă să fie completată, avem foarte mult de lucru și vreau să spun foarte clar că persoanele care vor câștiga aceste concursuri vor trebui să se implice foarte mult și să rezolve problemele care sunt la nivelul comunității noastre. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Nu, ele au fost ridicate, nu ne-au parvenit încă probele. S-au ridicat carote atât de pe ocolitoarea vest, acolo unde vă spuneam că din două locuri am luat probe, cât și din alte zone unde s-a turnat, s-au efectuat reparații cu covor asfaltic în acest an. Domnul Galan? Da. Vreau să discutăm despre concursurile care au loc săptămâna viitoare la Direcția de Sport și Direcția de Poliție Locală. Un comentariu ați făcut că în urmă cu o săptămână, eu cel puțin personal am auzit că domnul Cudal va fi director la CSM, înainte de a se da examen. Nu știu. Nu. Păi, da. Păi ce vorbește lumea? Ce se... Păi, domnul, eu am auzit chestiunea asta înainte ca domnul Cudal să-și depună. Poate era o cunoștință care i-a fi spus că dorește să se înscrie. Pentru că în oraș se discută că aceste două examene sunt de fapt aranjate, să câștige domnul Cudal. Dacă cineva are vreo informație legată de vreun concurs în primăria Roman că este aranjat, vă rog să le facă publice organelor competente. Vă promit că dacă eu voi afla, eu le voi face. Vă rog frumos să o faceți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Eu nu știu ce informații aveți dumneavoastră de la nivelul municipiului Roman, cum că aceste cabinete ar fi precare. Toate aceste cabinete au asistenți medicali, toate au... În fiecare unitate de învățământ avem câte un cabinet școlar. Mai mult decât atât, cred că în jur de 20. Sper să nu greșesc, dar undeva în jur de 20. Și de asemenea avem contracte cu medici de familie, 5 medici de familie care deservesc aceste cabinete. Din ceea ce privește dotarea lor cu cele necesare, această aprovizionare deja s-a făcut, ele sunt în subordinea Direcției de Asistență Socială și toate au în momentul de față achiziționate materiale igienico-sanitare necesare în fiecare unitate de învățământ, plus medicamente. La asociație este semnalată lipsa unei alei și faptul că în perioada aceasta de ploi evidente apa ajunge acolo până la mâncă cu mașinilor. Dacă aveți în vedere, de fapt eu am văzut în mașină o cheie. Da, păi să mi se facă o adresă de la, să mi se facă o adresă de la asociație. Dacă este făcută, va intra în analiză. Tot de la aceeași asociație din o întrebare, știți că s-a modificat recent începând cu un mașin, legea asociațiilor de proprietari și
și este prevăzută o scutire de la întreținerea copiilor până în 3 ani. E foarte precizat, deci cine ia această decizie? Comitetul sau trebuie luată în adunare generală? Da, de regulă, dacă este o prevedere legală, aceasta este imperativă și nu trebuie să fie la latitudinea nimănui. Sigur că acolo unde au nelămuriri, fără nicio problemă se pot adresa compartimentului de îndrumare a Asociației de Proprietari din cadrul primăriei și le vom oferi toate informațiile de care au nevoie. Dar, repet, dacă este o normă imperativă, nu poate nimeni dispune asupra acestei norme imperative. Deci, autoritățile publice locale trebuie să pună la dispoziție spațiile și să le igienizeze. Noi tocmai ce am finalizat la dispensarul de pe Bogdan Dragoș o serie de lucrări care ne-au fost solicitate. În ceea ce privește dotările și activitatea medicală în sine, aceasta este în subordinea Direcției de Sănătate Publică, care are toate pârghiile la îndemână să ajute acești medici. Și ultima întrebare, care este stadiul demersurilor pe lângă Comisia de Heraldică referitoare la reaprobarea stadiului? Nu, nu e vorba de o reaprobare, ci e pur și simplu o documentație care a fost depusă încă din luna august la Ministerul Dezvoltării și așteptăm în perioada imediat următoare un aviz favorabil din partea lor. Da, mulțumesc! Domnul Benchea era cu delegație. Acel post a fost la concurs odată, nu s-a ocupat, nu s-a înscris nimeni, l-a mai scos încă o dată, s-au înscris două persoane. Domnul Benchea, dacă dorea, putea să se înscrie și dumnealui. Nu am cunoștință. De regulă, recomandarea a fost ca directorii de școli să invite pe cine consideră mai reprezentativ pentru acele unități de învățământ. Da, voi pleca pe data de 15 septembrie, acesta a și fost unul din motivele pentru care am convocat astăzi această conferință. Vă spuneam, săptămâna viitoare va fi una foarte aglomerată și voi fi implicat în foarte multe activități și mă voi întoarce pe data de 20. Până la urmă, se spune o discuție care referitoare la prețul biletului de avion, Da, au fost undeva până în 2000 de euro pentru ambele persoane care vor face deplasarea dus întors.